Salut! Sunt Ionel, un oltean în Franța, apicultor la Apisines, apicultor la marginea gardului electric. Oameni dragi, oameni frumoși, în dimineața aceasta de scurt video vreau să repet, de multe ori am făcut filmulețe pe subiectul acesta. Ce fac eu? M-au întrebat colegii să fiu mai în detalii, uneori mi se par prea detalii, mă rog. Cum fac eu, cum prepar eu formicul? Am un litru de acid formic de 85, am o sticlă, eu prefer de 2 litri, așa, bine, asta e de apă din care beau eu apa. Mi-am luat și cafeaua, bună dimineața celor care bebesc cafea acum cu mine. Mi-am luat și apa aici, ca să beau apă. Așa că, într-o sticlă de 2 litri, pun 500 de mililitri, o jumătate de litru, aproximativ. Ar fi puțin mai jos cu un număr mai mic de mililitri, dar nu stau să măsor cu siringa sau cu pipeta. Deci pun 500 de mililitri de apă, preferabil dedurizată, demineralizată sau distilată, cum se spuneau pe vremuri, și după aceea cu grijă torn acidul în apă. Dacă facem viceversa, dacă turnăm apa în acid, va fi o reacție chimică, termică, și este risc de explozie să vă stropiți, să mă rog, să vă ardeți. Când fac aceste operațiuni, mâinile mele sunt acoperite cu mănuși, am mască și în plus de asta mi-am pus și ochelarii de, am ochelari anume peste ochelarii de vedere. Fiindcă am avut odată ocazia să mă stopesc pe față, dar am avut sticla de apă, cum am spus, în plus, lângă mine și m-am spălat repede pe față. Și așa prepar eu de la 85 la 60 și un pic. E foarte simplu. Pe urmă, dacă vreau să cobor la 40, același lucru. În loc să pun o jumătate de litru de apă în sticlă, pun aproape un litru de apă. Am pe aici un litru, dacă fac bine calculul, un pic peste un litru. Și torn un litru de acid în acel, de data asta bidonul este mai mare, este de 2 litri jumate, de acid formic de 85 și l-am obținut în jur de 40 și maxim 45%. Deci nu știu ce alte detalii să spun. Că trebuie să aveți mănuși, că trebuie să aveți mască, că trebuie să aveți ochelari de protecție, o sticlă cu apă curată să vă spălați dacă accidental ați atins cu formicul. Asta e modul meu de preparare a acid formicului. De ce prefer să mi-l prepar eu? Fiindcă la ce rost are să cumpăr eu apa din magazinele de specialitate unde mi se vând mai scump, da? Și în Franța, aici în Franța, dar și în România, acidul formic nu este ieftin, e destul de costisitor. Și atunci, nu sunt de la comod sau lipsit de inteligență sau de pricepere practică să mânui aceste substanțe. Așa-l fac eu formicul. Aici opresc acest videoclip vis-a-vis de prepararea acidului formic, diluarea lui. În următorul vom discuta alte detalii. O zi frumoasă, vă salută Ionel, apicultor la Apisines, apicultor la marginea gardului electric, un oltean în Franța.